Luna august aduce ca de fiecare dată evenimente culturale importante pentru municipiul Sighetu Marmației și în acest an orașul de pe malul Tisei va fi gazda festivalului medieval Eternul Maramureș, eveniment ce ilustrează identitatea Sighetului care, pe lângă a fi un oraș al datinilor și al poeziei, are și o dimensiune istorică. După celebra paradă care atrage toate privirile, pe scenă vor urca artiști de renume precum Ștefan Bănică Junior și Raluca. Totodată, scena va fi deschisă și pentru artiștii locali, cărora organizatorii vor să le ofere o șansă de promovare. Festivalul Eternul Maramureș, într-adevăr, acum a luat amploare. Iată, suntem la ediția 11-a și eu mă bucur că oamenii cer așa ceva, le place. De aceea și prin sondajul pe care l-am făcut, mi-am dat seama că... Era un festival plăcut, da, și iubit. Este plăcut la nivel de oraș și oamenii își doresc. Și asta e mare lucru. Pentru că încercăm, și mă repet, încercăm să aducem și să facem ceea ce le place la oameni până la urmă. La ce v-ați gândit în acest an? În acest an avem, să spun așa, o distribuție foarte stufoasă și avem artiști foarte buni. Mai mult punem în valoare și ce avem noi. Până la urmă eu m-am gândit așa. Întotdeauna, făcând o paranteză, întotdeauna toți care vin sunt mai buni decât ce avem noi. Nu rezonez cu acest lucru, pentru că atunci când n-avem nici bani și n-avem nimic, întindem mâna tot la ai noștri și ne folosim tot de ai noștri. Și mai ales când avem asemenea evenimente, trebuie să promovați toți. Desigur, scena trebuie să fie deschisă, în special pentru artiștii, da, locali. Și avem și un program frumos și avem și oameni deosebiți. Gândiți-vă dumneavoastră că Casa de Modă Ileana Vasiliev vor fi îmbrăcate în costume medievale aproape 100 de persoane. Asta e mare lucru. Care vor alcătui celebra paradă. Paradă. Deci eu chiar îmi doresc acest lucru. Am mai participat într-un an tot așa la acest eveniment, dar să ne gândim ce oameni frumoși avem, ce lucruri frumoase avem în oraș, da? Și ce ar putea fi mai important decât să valorificăm ceea ce avem. Mai ales dacă avem resurse, dacă Sigur, o avem pe doamna Ileana Vasiliev, da, care ea se va ocupa de deosebit. Această parte a evenimentului, de această paradă. Avem neji de Maramureș, care sunt tot ai noștri și care, iată, pe parcursul celor două zile, ei vor fi luptătorii, să spun așa. Avem Maramurus Barbarorum, așa se numesc ei, tot din Sighetu Marmației. La fel de spectaculoși. Da, la fel de spectaculoși. Cântă frumos. Deci i-am putut vedea și pe 1 iunie, când am avut acel eveniment realizat de Ziua Copilului. Au fost și ei prezenți și chiar au fost extraordinari. Deci aceștia sunt ai noștri și vrem să fie cu noi. Cu ei începem, cum s-ar spune. După aceea avem și invitați, dar tot de aici, din Sighet, de la noi, avem o trupă de tineri, se numește Questions Records, care iar vor avea partea lor în care vor evolua, și Gavrilă, al nostru. Pentru că... Care are mare succes, chiar și la nivel național. Mie mi se pare normal să fie și el în eveniment, atâta vreme când în altă parte are succes și la noi acasă, de ce n-ar avea? Desigur, e rușinos să fie invitat pe alte scene și de la noi să lipsească. Va fi și o expoziție medievală pe care o va prezenta domnul Pralea la Muzeul Maramureșan și, bineînțeles, vom avea concerte frumoase, avem Lupus Dacus care vor veni. Avem Lupus Dacus Sinfonii, gândiți-vă că vor fi 35 de... Ei au mai fost, da, au mai fost la noi. Acest spectacol va fi sâmbătă, iar duminică avem invitat pe Ștefan Bănică Junior, cel care va veni și va cânta pentru prima dată în Sighetul Marmației. O premieră, așadar, pentru Sighetul Marmației, un artist iubit, da, de toate generațiile, da, aproximativ. Adevărul e că ne-am gândit la toate generațiile, pentru că, iată, și pentru mai tineri, l-aducem pe Rareș. Iar o tipă destul de cunoscută și faimoasă, Raluca, și proiectul Balcanica, tot sâmbătă va fi în Sighet.
Din câte știu eu și Morbid Tales sunt tot din Sighet, dar și de la Cluj, din câte știu eu, dar au mai fost la noi la evenimente aceștia și mi-am dorit să fie și ei prezenți, pentru că, încă o dată mă repet, vreau ca cei care fac parte din acest oraș și nu numai, să fie și ei prezenți la evenimentele pe care noi le realizăm. Avem nevoie de ei, avem nevoie de oameni, avem nevoie de ideile lor și vrem să lucrăm împreună și să facem evenimente frumoase pentru toți cei care ne urmăresc și care sunt alături de noi. Desigur, acesta este cel mai bun mod de a ne promova valorile și pe tinerii talentați din oraș, de a le oferi șansa să cânte pe scena noastră. Că de aici începem, pornim de acasă, da. Cântăm acasă și după aia mergem și la alte scene. La paradă v-ați gândit să mai schimbați ceva sau va fi așa cum noi vom ne-am obișnuit până acum? Singurul lucru este că mi-aș dori ca fiecare, deci tot ce urcă pe scenă legat de paradă să fie prezentat. Sunt atât de frumoase aceste costume și întotdeauna dacă stăm să ne gândim, te duci cu ele pe stradă și ai plecat, pur și simplu defilezi și le-ai pierdut. Să se știe și povestea lor, exact. Omul din spatele. Da, omul din spate și mai mult o să fie pe familii, pe domnițe, pe domnitori, și despre fiecare va trebui cineva să spună ceva. Pentru că asta este. Să înțeleagă și copilul ăla tânăr care vede frumos îmbrăcat, ce-s cu ei. Poate că el încă nu a apucat să învețe la istorie. Desigur, să nu fie și o simplă atunci, defilare. Exact, fără... Nu vreau doar o defilare. Vreau exact tot ceea ce se întâmplă acolo să cunoaștem cu adevărat și munca celor care o fac, dar și ei ce sunt ca atare. Și mi-aș dori ca aceste persoane, personaje, să rămână în centru toată ziua, în ambele zile, pentru că, uite, așa luând legătura oamenii cu ei, văzându-i și așa, readucem un pic acele vremuri în actualitate, să spun așa, odată ce îi vezi, faci o poză cu ei, mai ales că, că lumea e foarte interesată de chestii de genul ăsta, costumele sunt atât de frumoase și asta înseamnă să populăm puțin și oamenii să rămână, să fie impresionați, adică fiecare dintre noi, ce e acolo medieval? Hai, partea de concert, din partea de concert. Dar să trăim și noi câteva momente acolo împreună cu ei. Și să intrăm în acea atmosferă medievală alături de aceste personaje care sunt sigură că o să fie spectaculoase, la fel cum au fost până acum. Unde se va desfășura exact? Acest festival se va desfășura în Parcul Central, așa cum a fost și în ceilalți ani, pentru că mi se pare că a fost întotdeauna bine. Era locul unde toată lumea vine, cei din oraș întotdeauna vin în centru. Va fi o aglomerație, să spun așa, pentru că nu se va mai putea circula pe centru din punct de vedere al șoferilor, vorbesc, va fi închis centru complet. Și așa atunci, se întâmplă dacă vrem evenimente, da, așa e în toate orașele mari. Asta nu înseamnă că nu ne putem distra și ne simțim bine alături de cei care sunt invitați și de toți care participă la eveniment. Pentru sfârșitul lunii august este programat Festivalul Concurs Național Floarea de Colț. Anul acesta se vor împlini 10 ani de când Sighetul este capitala muzicii folk. O ediție aniversară așadar, pentru care se fac multe pregătiri. Pentru că de anul trecut, iată, avem și concurență. Avem și un concurs unde vin tineri doritori care se lansează în acest domeniu al folcului. Și mă bucur pentru că atunci când realizez un eveniment, un festival atât de folk, de folclor, doar venim și cântăm. Dar ce lăsăm după noi? Ideea este ca tânăra generație să preia aceste cântece, să le ducă mai departe. Iar acest concurs vine tocmai în a stimula acești tineri care doresc și care cântă și au dar, bineînțeles, să ducă mai departe folcul. Și de anul trecut avem acest festival, și așa se numește, Festival Concurs Național Floare de Colț. Anul acesta va fi ediția a 10-a. Ediția aniversară. Da, ediția a 10-a. Se va desfășura în Parcul Grădina Morii, bineînțeles, ca de obicei, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut acolo, nu știu, un loc mai aparte. E mai retras și merge lumea strict interesată de... Și folcul.
Deci muzica, ea ca atare, e așa mai... boemă. Da, mai... exact. E mai sensibilă. Mai... Și atunci chiar de la bun început cine s-a gândit să facă și să organizeze acolo, s-a gândit foarte bine. Acolo va fi, vom avea concurenți. În prima zi... Au început deja înscrierile. Da, au început înscrierile. În prima zi va fi concursul. După care vom avea și interpreți care vor cânta: Mircea Vintilă, Florin Chilian, Ducu Berții Friends, Marius Bațu și grupul clasic. Aceștia vor evolua în prima zi, sâmbătă. După care, duminică, va fi gala folk și atunci vor fi premiați cei care câștigători vor fi premiați și, bineînțeles, acolo la festivitate vor avea și alte recitaluri cu alți soliști de muzică folk: Adamilia, Fără Zahăr, Adrian Evanitski și grupul Eco. Iată, de ce să nu spunem că domnul Ducu Berții se ocupă întotdeauna de distribuția acestui eveniment și domnia sa i-a contactat pe toți și iată, pe 20-21 august vom avea un festival, concurs național Floare de Colț, ediția 10-a la Grădina Molii. La câți concurenți vă așteptați? Noi ne așteptăm la cât mai mulți, pentru că este loc pentru toată lumea. Cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine. E mai greu pentru... Concurenți din țară, da, pentru că este un festival național. Este național, da. Este greu pentru juriu întotdeauna. Cu cât sunt mai mulți și buni, e mai greu de deliberat. Dar nu e imposibil. Până la urmă, fiecare are un loc anume. Și mi-aș dori să fie cât mai mulți. Și mi-aș dori cât mai mulți de aici din zonă. Pentru că aș vrea să cred că fiecare cântec sau fiecare gen de muzică are continuatori. Că de aceea facem aceste concursuri. Ceilalți să preia, să ducă mai departe, pentru că e atât de frumoasă muzica noastră în general și nu știu de ce numai atunci când nu o mai avem sau când nu mai regăsim, căutăm în arhive, în loc să transmitem și să ducem mai departe. E mult mai simplu să o transmiți decât să o cauți, să o reînnoiești. V-ați propus ca acest festival concurs să fie o rampă de lansare pentru tineri. Asta este și ideea. Deci asta a fost și ideea și din câte am înțeles, ideea a fost a domnului primar Moldovan de anul trecut. Domnul primar și-a dorit foarte mult ca dacă tot se realizează acest eveniment la noi, aici în Sighetul Marmației, și dacă tot există acest gala, înainte se zicea gala folk, dacă da, așa, aminte, o știe publicul, da, de gala așa, folk. Așa, gala folk. Totuși, iată, a venit și cu această inițiativă prin care să aducem tinerii și să-i ajutăm să se lanseze în acest moment.